Bună ziua! Pacea Domnului! Mergem până la Dedema, dar îl las pe omul ăsta. Că-i grăbit. Prima data, e foarte... Îl naște nevasta. Mergem până la Dedeman să-i cumpăr la bunica o ghiuvetă și o mască de ghiuvetă. Eu am văzut ceva la Leroy Merlin. Ei scump. Da, e așa scump. Dar cred că este și la Dedeman. Și mai trebuie să cumpăr și ceva șipcă. Mai trebuie să cumpăr și silicon. Și spumă. De ce silicon? Stai să mă gândesc. Angi, dai telefon la Luci și vezi ce vreau să zic. Dacă îi merge mașina de filetat sau nu. Că dacă îi merge, atunci nu mai trebuie să-i cumpăr silicon. De ce? Păi silicon ăsta e de... pe partea aia la pe sus. Păi acolo pun spumă. Nu, e sus. Sus, acolo nu trebuie silicon. Eu nu pot să mă urc acolo sus, că rup acoperișul. Tu că-i fier. Nu mă risc. Chiar nu mă risc. Și atunci pun spumă pe dinăuntru. Și vă filmăm și voi un pic. Alo? Pe mijlocul drumului. Da. Că rămână. Domnul Luci? Bun. Întrebați că îi merge mașina de infiletat șuruburile. Cum? După ora 4? După ora 4. Ah, când vine de la lucru? Da. Vine de la lucru. Ok. Dar bun, dar auzi, este la bunica una, dar nu știu dacă e bună aia, una galbenă. Păi dacă o zis că după ora 4, bine. Nu, no, bun, nu. Bine. Lasă-le să doarmă. Păi... Nu burghiu să filetez. Cruce. De ce merge așa fum după mașina? Cruce. Cruce. Să-mi fileteze șurubul. Șurubul. Cruce. Ne reluăm drumul nostru. Acum știm ce ne trebuie. La Florin îi trebuie percutor să se prinde sus șuruburi. Oh, da. Ok, mâine rezolvăm problema asta cu ajutorul lui Dumnezeu. Pas cu pas le rezolvăm pe toate. Doar după ora 4 când vine Luci de la lucru. Până atunci, Angie, putem să facem altceva, știi? Da. Continuați. Da. Păi montez chiuveta, spălăm acolo pe jos, punem dulapurile la loc, știi? Da. Prima, las-o mai încet. Ok. Numai, cum fac cu Natalia, că trebuie să mă duc la unul după ea? Stai acasă până la urmă. Ok, și atunci tu ce faci acolo până la urmă? Am de luat. Și atunci când vin eu de la unul vin cu când vin eu la unul vin cu Natalia. Ok. Nu, nu vine și așa, mamă, dar ce ploaie vine iară. Ieri a fost ziua națională a Ungariei. Sau ziua, nu știu ce, aici. Maghiară. Ziua maghiară. La noi. Au avut concert. A fost acolo gulaș, tot felul de mâncăruri. N-am avut timp să mergem. Asta deja au mai mâncat aici ciorbă de muțajor. Da. La Dedeman. Să cumpărăm ce mai avem nevoie. La Dedeman și la Bricăstor. Nu știu cum băgăm aia în mașină. Da. Le punem la Florin în brațe. Da.
cumpărat pește de acolo? Lasă bea de pescărie. Pescărie, Flori. Acolo e de la stația de epurare. Asta era drumul meu. Aici începea autostrada și se sfârșea la Germania. Opream la Mirela și de acolo iară pe autostradă, încă 200 de kilometri. Și Florin cu noi. Foarte bine, sănătos. Proaspeți căsătoriți? Da. Câte săptămâni aveți? Când a fost multa voastră? 3 săptămâni? Nu e o lună, nu? Ba, aproape o lună. Când a fost? Că nu mai știu. În august, 26. 26 august? Da, da. A, păi când aveți o lună? Aproape. Aproape o lună, fără câteva zile. Nu știu că suntem, 23, 24. Uitați. Nu știu dacă ați văzut, Florin l-am furat pe el. Da. Și m-am dus la înghețată. Și l-am dus la înghețată. Și îi spun la doamna care se vea acolo: doamnă, am furat minele să-i cumpăr înghețată, dar nu știu. Nu i-am dus surprins. După aceea să-i ceva atentă la el. V-a văzut mult mai multe lume decât v-a văzut la nunta voastră. Peste 10.000 v-a văzut. Florin. Și atâtea urări de bine ați avut. Și ați primit și casă de bolovan, numai de piatră. Are talent, așa-i? Da. De, așa de departe, zici că îi dacă mergi încet. Adică dacă merg cu viteza legală. Aude că orică e apri. O zis că dansezi noaptea în pat. Animalic? Apoi nu. O zis că și ești oră e. Recunosc că-s fără. Într-o și eu sunt fără, ca tată. Eu nu prea sunt fără, numai când ești răcit. Eu că nu am aer. Tu n-ai tătipul. Trebuie să-mi bagi un cucuruz în bună. Auzi? Las că e bine pentru multe, pentru țânțar. Nu mai vin la tine, merg la el. De dimineață și râgâie. Mai nu știu ceva, în loc de pită. Ah, Florine. Ce să fai, mai trebuie să... Da, de mult n-am auzit cum o zis el cucuruz. Cucuruz în bună. De mult n-am auzit cuvântul ăsta. Asta vine din Bulgaria. Bihoru? Ce bihor, mă, că e Bulgaria, mă? B-h. E B-h. Da, dar uite-te acolo, mic, e B-g. La țară, e Bulgaria.
dar merge la Bihor. Bă, mă! Da, nu înțelegi. Da. E de Bulgaria, mă. E BG. Acolo jos, unde la noi scrie RO. Da, vezi? Am o bă. Uite, și scrie Bulgaria Travel. Bun, punct, orică. Da, mă duc imediat. Jos, Paulița. Auzi? Nu? Încercăm prima dată la Bricostor să vedem ce are. Da? Hai, da. Și te duci acolo la flori. Nu, acolo nu ți-o plăcut florile, calitatea ce ai luat. Da. Păi, bă, nu mă, vă uitați. Bă, de ce este? Nu mai iau eu orice. Vă uitați. Mami vrea să iei, ce vrei să iei, mami? Lalele, zamele, baton. Acum s-ar pune. Mă merem prima dată la Brico de pot. E aici mi-a luat cosetoale. Două. Tăcea, atâta am o plimbată așa pe uliță. Aici e Brico. Merem și la Degema, dar să vedem ce găsim și aici. Aici aproape, ai auzit că n-a zis fata ta. Da, e mai aproape aici, Natalia, da. Natalia, în spate cu Cristina. Un port bagaj cum ar veni. Mai am acolo două scaune. Pentru copii. Dar, păi, Cristina, cât e de subțirică, nu mă vine. Stai confortabil, Cristina, acolo. Da, da. O să și ea. Și eu. Au. Și eu. Dar noi stăm în mașină cu copii. De ce? Hai, dar că nu știu cât stau. Poate stau jumătate de oră. Așa, suntem la Brico de pot. Păi, ce miroase a gaze. O trecut o mașină și ne-a necat. Wow, ce faină e. Uite, mami, ce faină e. Așa că e wow. Da, 5 milioane. 54 de milioane. 55. 1000 de euro. Mai mult. Da, pune cheile la tine, Angie. Pune cheile la tine, că mă trag în jos. E faină, dar e foarte scumpă. Nu e marmură. Aici, da, asta și asta. Da, dar asta crapă la căldură. Nu. Da, crapă, bine zice. Nu cred. Trebuie la o temperatură. Asta crapă. Grață. Ok. E mai bună altă. Și asta. Asta e gata crăpată. Uite, bă, bun e gata crăpată. Da. Asta e pe bună. Dar și le și poate să faci. Să faci în dubă. Da. Asta, asta e cum îi place la mami. Ca la țară. Mai dubă. Mică tava. Nu mai place. Nu mai place. E mică tava. Da, uite, care și mai mare. Uite. Ia, și mai mare aia. Uite acolo, 17 și ceva. Nu vezi? Da, mă. La Dede Manitava, aici nu-i. Dar tot așa mică e, nu? Da. Uite ăsta, dacă nu. Uite să văd ăsta. Uite de speleți. Faine. Unde speleți? A, tot așa e, ca și la Kaufland. Asta e mai mare. Da, asta e mai mare, da. Faină, dar unde vrei să o punem? 7 milioane. Auzi, mami, numai dacă o punem în pihniță. Te cobori în pihniță? Crede-mă că mi-e dor de așa ceva. Dar mi-ar plăcea că e prea puțin aici. Asta e 11. Aia mai de calitate. Asta e 11. Uite, și și mai larg. E faină, aia mai faină. No, bine, hai să putem mai. Ai 11. Ai 11. Okay.
Vrea Natalia ceva? Ha? Aici nu-i voie semințe. Are din aia depozitul. Aha. A, da. Nu, hai să vedem. Dacă găsim. Ce fain e presă. Pentru struguri. Cu 600 și cu 400. Japonești, da. Ah, deci nu-i trandafiri japonești. Trandafirași sunt afară. Avem aici butaș. Deci eu m-a referit trandafiri japonești. Ce fain aranjat aici, ha? Super. Uite, asta e usturoi. Alium. Uite, floare de usturoi. Și asta e ceapă, ceva? Nu știu. A, narcisă, da, asta e usturoi. Mami! Aici? Asta e usturoi? Alium. Da, ceva. Alium e usturoi. Da, ok. Ok. Natalia își alege flori. Sunt cu 8 lei astea, 8 lei, 9 lei acolo jos, 14 lei narcisele. Ăla nu-i ghiocea libita. Narcisă. Nu știu dacă nu-ți cumpe 8 lei, nu? 8 lei. 8 lei alea, da. Uite, Natalia, ăla e ghiocel. Dar ce ăla, trebuie, mamă? Ăla mof. În fapt, nu e ghiocel. Din astea, uite. Da. Să apare pe ăsta, faci poza și să apare ce... E fain ăla. Floare. La lele? Mă duc să iau un căruț, că am uitat să iau căruț. Și acum suntem la Dedeman. În afară de flori, la Brico n-am luat nimic, am zis că să vedem ce este și la Dedeman și ne hotărâm. Și mami și-o luat flori de acolo, dar încă să mă uită la flori, n-o da, terminat. Da, mă uit că aici 10 lei, noi am dat 11 lei, parcă. Tot așa. Dar nu, că tot 11,50 și aici. Da? Da. Deci nu e mare lucru. Ok. Cam la noi, nu? Ceva de genul, da. Dar mai frumoase sale ce am luat noi. Aș fi rezolvat treburile mult mai repede dacă aș fi fost singur, da. Na. Ce să fac? Deci, eu trebuie să mă duc la ghivete aici. Aici trebuie să mă duc. Eu mă duc aici la flori, bine? Ok. Hai la flori, Natalia. Adă mâna. Deci, nu ne place la Dedeman. Deci, nu e așa. Sunt culorile disponibile. Dar nu-mi place deloc. 279, 300, 300, 229. Mulțumesc, Florin. Mulțumesc. Nu, nu-mi place. La Leroy Merlin e cel mai fain. Deci ce am văzut acum la Brico și la Dedeman. Deci asta ar fi ceva variantă low cost. Dar e suficient cât are nevoie. Dar asta nu, asta e urâtă. Ce am văzut la Leroy Merlin e frumos. Iei pat la soțul? Auzi, Cristina, ăsta, uite, el sus, tu jos. Ăsta nu-mi cap pe Florina aici. Angi, îmi iau și eu. Da, da, lângă mine. Ok. Nu, no, atunci de aici nu luăm.
numai silicoane și din astea. Ne plimbăm astăzi. Deci. Atât am luat de la tine, man. Un suc. Suficient. I-am luat la Florin cereale cu lapte. La Natalia un chips. Și o gură de apă. Și o gură de apă. Deci. Am fost să iau vopsea. Asta le mânci tu. Îmi pare rău să spun asta, dar e de două ori mai scump ca la Leroy Merlin ăsta, sau cum îl cheamă. Și mască iar a fost scumpă. Masca am găsit cea mai ieftină la 300 de lei. Adică ghiuvetă, așa, 300 de lei. Și la Leroy Merlin am găsit și mască și ghiuvetă cu în jur de 300. Și mâine cumpărăm ghiuveta, nu? Cred că mă duc astăzi, da. Nu, da, dar nu mai trambalez toată lumea după mine, că mă agitați. Da. Vai seama, poftă bună asta pentru tine. No. Da, mergem și la Leroy Merlin. Nu prea am luat nimic nici de la Dedeman, nici de la Brico Store. Nu ne-a plăcut ce am văzut, nici preț, nici marfă. Și aici mi-a plăcut ce am văzut, și preț și marfă. Când am fost aici prima dată, n-am fost de mult la Dedeman și la Brico. Și am zis că e scump aici. Aici. Dar să știți că s-au schimbat lucrurile. E deschis duminica. Da, e deschis până la 8 seara. Deci era 2 litri de vopsea pe bază de apă sau 2 litri jumate cu 130 de lei la Dedeman. Vă spus, menia. Și aici am luat 4 litri jumate cu aceiași bănuți. Tot pe bază de apă. Să văd dacă am, dacă nu mă duc în spate. Mă duc în spate. Aici era pentru mama și copilul. Da, mami, da, uite că tăță-s cu mama și cu copilul. N-au ce să fac acasă. Aici bagă mașinile și le încarcă. Uite, și-o luat calorifere, mamă, cât i-o luat. Ok, să nu fac eu aici. Uite, aici puteai să bagi. Unde, că e căruț acolo? Pe de-a poate să-l trage. Tu te trage, Florin, pe bune. No, hai, du-te, Florin, că nu văd să fie parcare. Desigur. Du-te, ia. Hai, că... A, da, e căruțul oameni. Trage, trage, că vreau să-i... Las călea. Așa, dragul tati. Trage, trage, așa. Cine? Mersi, boss! Ok. Ai văzut? Nu stai că am găsit un loc mai bun. Da. M-am mis eu rău încadrat. Am două porți. Du-te numai acolo. Păi nu, că dacă mă pun, mă pun în... Nu mă pun cum trebuie. Deci sunt la Leroy Merlin. Am luat masca asta la bunica lui Anci. Așa arată. E simpluță, dar e ok. La 100... Stați un pic, nu mai știu cât am dat pe ea. Stați că vă spun imediat. Aici ai 174. Mască ghiuvetă. Așa. Și am luat, deci fără blatul ăsta, o să vină direct în ea ghiuveta care vă arăt acum. Ghiuveta e 40 și ceva de lei, 47 de lei, e ghiuveta asta.
O să vă arătăm cum arată când terminăm. Acum vă arătăm numai ce luăm și prețurile. Și acum mergem să luăm vopsea. Angi, în partea asta. Oh, îmi trebuie mie așa ceva. O să chem pe mami. Dar nu-mi place că am plimbat atâta după mine. Asta e super, cu 400. Ea așa vrea, cu chestiile din asta, cu furtuni. Ok. Ei trebuie să fie aici la vopsea, în paton. Am vrut numai să vă arăt și chiuveta ce am luat-o. Aici sunt oamenii mei. Ghiuveta, masca. Ați luat vopsea? La ce vă uitați? Nu mai fain așa. Nu, că eu nu am nimic așa culoare. Da. Aur, înțelegi? Mă întrebă altul. Unde că aici a fost? A, pentru perdea? Asta nu dă... Auzi? Am găsit baterie foarte faină pentru bucătăria ta. Natalia! Hai cu minte că lovești. Ia asta. Ați luat vopsea? Nu. Îți măsori geamul și atunci ați luat. Dar cel puțin știi de unde să vii, să mergi. 135 de centimetri asta. Văd aici. Da, e bună. Asta e bună, da. Dar n-avem? Da. Dar are susținere, un Chester. Are cu... Pica. Deci îmi place Leroy Merlin. Leroy? Nu, lasă, că până nimerim cum o cheamă... Și uite, de la... Cum cheamă magazinul? Acolo? Da. Și câte una? Uite aici, o să pui. Unde vrei să pui? 17 lei una. Unde vrei să pui? La sertare. Nu la sertare, eu am zis că acolo pe peretele ăla, unde îți atuc tablourile alea. Aaa! Ah. Acolo când primesc butonul să fie ceva. Aiurea! Ce are butonul cu asta? Uite-te, mami, hai să vezi! Așa, am găsit șipcă frumoasă, simplă, 2 metri de șipcă din asta, cu 4 lei, da. 3,90, 4 lei, da. Vedeți? Și asta o să lipesc cu silicon. Mai trebuie să iau silicon și spumă. Și vopsea. Cristina, te-ai plictisit? Voi ați vrut să veniți cu noi? Dacă v-ați plictisit, ce să fac? Așa, să luăm și o spumă din asta. Spumă poliuretanică, poliuretanică. Tu ce faci, pruncule, te mut? Poliuretanică. Am... Spune spumă... spumă poliuretanică. Cristina, spune tu. Nu știu. Vezi că lovești oamenii cu ea. Spumă poliuretanică. Șasă cai. Ma... Angie! Angie! Spune spumă... poliuretanică. Spuma pori... Cum ai zis? Pori... Poliuretanică. Poliuretanică. Lasă baltă, că ești... Parcă ești titanic. Da. Ha? Hai, spune, spumă poliuretanică. Nu știu, nu-i lasă-mă, bagi.
Da. Cum ar fi mai bine să... Aia ce ai luat tu e scumpă. Cum e scumpă? E pe bază de apă. Uite, 32. Vezi? Da. Dar de obicei tot e cei mai scump. Eu așa știu. Trebuie să merem un pic mai la stânga, unde e mai ieftin. Hai să vedem. Nu, alea au fost diluant. Păi ne uităm să fie fără diluant. Nu, acolo nu e fără diluant, numai aici. Sigur? Da, pentru tot ce scrie. Produs pe bază solvent. Aha. Produs pe bază solvent. Aha. Solvent, solvent, solvent. Și acum vine produs pe bază de apă. Deci asta se poate bea? Ok. Și să iau numai două cutii? Ajunge sau iau în asta mai mare? Păi uite-te și tu, ne trebuie alb lucios, nu? Da. Tu ce ai luat acolo? Alb lucios. Ok, și cât e? 32. Alb lucios. 32. Și care e ăsta de aici? Da. Păi și vine... 75. Da. 375 de unitate, adică 43 de lei, 43 de lei vine litru. Și asta mare vine cât? Vine 38 de lei litru. E mai ieftină, mai mare, Angie. Să iau mai mare? Eu zic că mai bine. Da. Iau mai bine, mai mare. Că mă ajunge. Dacă iau unul din ăsta mare, mă ajunge pentru tot. Ok. Și care e alb? Asta e alb lucios, nu? Uite că așa cum e. Ah, ok. Lucios. Uite acolo, Iangel. Alb lucios. Aha. Nu. Vin zbate. Lucios. Un pic pe pauză. No, am găsit 97 de lei. Da. Câți litri, Angie? 2 litri și jumate. Da, suficient. Deci, ăsta e cel mai ieftin, 2 litri jumate. Da. Cu 97 de lei și la Dedeman era 133 de lei, 2 litri jumate, da. Cel mai ieftin. Da. Cine a luat? Florin. Pentru el? Nu, pentru voi. Serios? Dar noi avem. Da. Așa că ați socrie a mea. Așa, am luat Angie spumă. Da. Și mai trebuie silicon. Silicon pe proastă trebuie. Da. Și pistol. Găleată ca cadou pentru dumneavoastră. Este cu toate produse. Mătură, lopată. Mă lasă că îl duc la nisip pe Florin să se joace cu ea. Aveți te... mop? Da. Nu, serios, e mop? Uite. Unde e mopul? Da, mie, că da, voi sunteți fantastici. Uite-te aici mopul. Ok, dar unde e băta? Mă duc să iau... Da, mergem acasă. Am terminat micile noastre cumpărături. Am luat șipcă, am luat silicon, am luat spumă poliuretanică. Spumă poli... Spumă uritanică? Nu, poliuretanică. Spumă poliuretanică. Exact. Yes! Spumă... poliuritanică. Florine? Florin? Lasă-mă pași. Spune și tu așa. Nu m-a lăsat să mă încadrez. Spumă... Da, eu mă descurc. Spumă poliuritanică. Pulitane. Pulitane. Hai că-i bun. De ce? Că îmi spun bine. Nu bine. Mergem către casă. Mâine trebuie să rezolvăm acolo la bunica, să terminăm. Mai trebuie să iau un simplu sifon. La ghiuvetă. Aia poți să o iei de la ruș. Da. Aia și m-am și unde e ruș acum? Acolo. Tot acolo. Tot acolo? Nu au plecat încă.
tot acolo în piață? Da, da. Mai ies deocamdată, da. Până nu vine Putin. O să-i mute și pe ei. La ruși înseamnă... ucrainieni? Nu sunt ucrainieni. Dar ce? Deci, înainte să fie toată problema asta... Moldova de peste Prut. Da, sunt frați de noștri moldoveni. De peste Prut. De peste Prut, care sunt majoritatea acolo pe piață și au scule și tot felul. Deci, înainte să fie de deman, erau ei... Erau foarte importanți în Arad, tot felul de scule, pompe, cam tot ce ai avut nevoie la pompe. L-au mers bine înainte lor. Adică nu construcții, la din astea sanitare. Da, l-au mers bine, dar de când s-au deschis astea mari, mai sunt lăbuți la ei. Mami și-a luat flori. Eu nu am luat flori. Tata ta a luat. Și aici o unii. Tata ta a luat. Ia și le-a ales. Ce mă? Chiar pe bune, nu și te... Și tu ai zis ia, tata mea, ia. Tata, nu? Eu am vrut altceva și nu m-a lăsat. Cine? Eu am vrut să iau la lele. Și nu te-a lăsat Natalia? Nu m-a lăsat. Nici ea, nici Florin. Săracă bunica. Nu m-a lăsat, pe bune, nu m-a lăsat. E lipsă de flori. O spus, nu, că asta vrea, nu? Ok. No, vă filmăm acasă. N-a s-o luat mami pentru capace. Dar se închide. Da, da. Astea care au marginea asta așa specială. Nu încape. Nu, no, bine. Vă mai arăt afară ce o luam mami. No. Ok. Și o luam mami o lopată. Hai să arăt. Acum de aici. Că aici sunt toate. Am luat un mop. Floricele. Floricele. Vă mai arăt narcise. Mai este. Alte floricele. Ah, că să trebuie să-l pun în mașină. Trebuie pământ. Restul e mașină ce am luat la bunica Longi. Pată de curte. Da. Și dacă eu pun asta, așa. Vezi? Mm-hmm. Și nu mai... Deci noi aveam, dar e rupt acolo lemnul înăuntru. Da. Numai, dar de ce ne-ai spus că îl puneam în foc, știi? Dar care foc? Pe grătar, când făceam un grătar sau ceva. Da, eu nu știu, nu mă găsam. Și atunci ardea lemnul dinăuntru, știi? Da. Păi ia că avem două. Nu, fii. No, aceste sunt cumpărăturile noastre, o luam mami și coșul ăsta. Coșul ăsta, când am ceva mult, eu n-aveam, numai ligheane din alea așa cum au fost. Și cuie n-am avut în toată casa, ăsta a fost un leu. Un leu. De la cuie. Uitați așa. Bunica trebuie să aibă cuie. Așa, ăștia a fost un leu. Ăștia a fost, cred că, uitați aici. Bine, acum ne arăți că a fost un leu. Ăștia au fost 2. Un leu 25. Bun. Stai, că arăt. Pe bune, n-am avut cuie. Ăștia au fost din ăștia. Aha, bravo. A fost un leu 25. Vezi unde le puni? Să n-ajungă Natalia la ele. De ce? De ce? Să n-ajungă Natalia la cuie. Ce face Natalia? Să împunge. Păi da, dacă e jos pe pământ și nu vede... Uite, ăștia au fost 80 de bani. Nu, bun. Stai, că arăt și ăștia. Ăștia sunt așa, mai lungi. No, bravo. Vezi? Mai lung. Și m-am luat cuie.
Și am luat și din așa de la găleata mea de gunoi. Am dat 3 lei pe bucată. Și eu am avut perie din asta. Eu am ceva cisme de un fel de catifia care eu trebuie de, să le șterg când le iau în picioare. Și florile mi le-ai arătat. Da, nu? Le-am arătat. Uite, așa a vrut Natalia. Vedeți? Ăsta i-a plăcut foarte mult. Și ăștia la fel. O zis că sunt ghiocei. Da. Ea o spus. Și am spus că sunt narcise. Aceasta este realizarea mea. Cumpărăturile mele. Nu știu ce mâncă la mine la picioare. Păi trebuie să fie și el lângă noi. Ce faci, mă? Vă dorim numai bine, o noapte binecuvântată, vă dorim pacea Domnului, la revedere. La revedere. Mâine o să mergem la bunica și o să vă mai filmăm de acolo. Cum evaluează. Da. Sperăm mâine ca să-i terminăm bucătăria. Doamne ajută! La revedere! La revedere! De ce cauți pe unde râuri nu mai curg? Și de ce credință în tine azi ai frânt? Te mai uita la lume, ci la cel ce te-a întocmit, căci el știe mult mai bine pentru ce ești făurit. Aleargă la Dumnezeu, vei fi binecuvântat, el veghează asupra ta, spre Domnul îndreaptă-ți inima. Aleargă la Dumnezeu, vei fi binecuvântat, el veghează asupra ta, spre Domnul îndreaptă-ți inima. Domnul îndreaptă-ți inima.
salva. Nu te teme, să n-ai frică, El îți va da pacea dacă îl vei căuta.